Bună ziua, dragii mei telespectatori, Casa Iubirii, bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui. Vă îmbrățișez cu drag, în mod special pe cei care îmi distribuiți periodic vlogul. Dragii mei telespectatori, ce vedem ieri în emisiune? Vedem o luptă între Sorin și Nicolas pentru supremație, pentru a arăta care este mai bun. Din punctul meu de vedere, sunt două aspecte. Nicolas are dreptate într-un fel sau altul și am să vă spun și de ce. Știu destul de bine și știm cu toții că sunt foarte mulți administratori de grupuri care intră cu bocancii în această emisiune și atrag concurenți de partea lor să facă doar ceea ce vor ei în emisiune și ei le promit că îi postează pe toate grupurile, că le face reclamă și le asigură mai multe voturi. Din câte mi-aduc eu aminte, nu mai știu exact la cine, cum am văzut un administrator de ăsta care intră în viața concurenților, spunea că are o metodă de a vota fără să plătești. Acum nu știu cât de adevărat e, dar cert este că am văzut acea postare și ruga cine este interesat să intre pe el în privat să-i explice, doar că trebuie să stea mai tot timpul pe telefon și să tasteze. Și voturile merg de la sine. Așa că Nicolas, dacă a auzit ce am auzit și eu, este foarte îndreptățit la adresa lui Sorin că dă anumite informații din casă sau că le-a dat, că este susținut de administratori care vor bani ca el, acel concurent al lor, să câștige și să facă 50-50 cu tot ce primește el material, acel concurent, și din câte am auzit și eu, Sorin se pare că ar fi și el unul dintre acei concurenți corupți. Nu am informații 100%, dar acum, sinceră să fiu, este bătător la ochi faptul că Sorin iese favorit de atâtea săptămâni și slavă Domnului, nu s-a văzut să fie atât de plăcut pe grupuri. Grupurile sunt un barometru foarte real, unde acolo toți telespectatorii, o mare parte din noi, ne dăm cu părerile și se vede destul de clar că Sorin nu este atât de susținut. Referitor la Nikos, apropo Nikos, ca să vezi că nu am nimic cu nimeni, atâta timp cât veți face lucruri demne de lăudat, vă voi lăuda. Când veți greși, așteptați-vă să vă taxez. Nu te aștepta acum, dacă îți dau dreptate și sunt de partea ta, că n-am să te mai taxez pe viitor. Fii sigur, 100%, că te voi taxa, indiferent cum stau lucrurile. Repet, nu susțin pe nimeni, susțin decât dreptatea și nu suport falsitatea și minciuna. Sorin ne-a demonstrat și dacă ați fost atenți, în momentul, bine, și Nicola s-a fost deplasat, s-a dat burghez, i-a vorbit în nas, a râs de el, dar genul ăsta de concurent cum este Sorin, învățat de anumiți administratori de grupuri să se comporte civilizat în emisiune ca să fie plăcut de public, te aduce în stare să-l scoți din barometrul ăla și să-l faci să-și dea drumul la gură. Să arăți lumii întregi de fapt ce caracter are. Nicolas a reușit într-o oarecare măsură, dacă ați fost atenți, acest Sorin a spus, ai noroc
că ne ține un contract, dar după emisiune te aștept. Deci, ce ne spui tu, Sorin? Că de fapt în emisiune ești fals și că te abții foarte mult, iar după emisiune ești ăla real. Să-ți fie rușinică, Sorinel, rușinică. Acum, repet, și Nicolas a fost deplasat. Dar te aduce în stare când vezi atâta falsitate la un om care știi destul de bine că este cu totul altă persoană în afara camerelor. Iar aici pozează pe băiatul muncitor, băiatul, el și cu Radu vor să facă caz social din viața lor. Dragii mei, să știți că mulți sunt de la țară, mulți au luat munca de jos, mulți s-au chinuit, dar asta nu înseamnă că facem caz social. Păi atunci nu se mai numește Casa Iubirii și se numește Ajutor Social. Păi dacă voi ați avut o viață și aveți o viață grea, cum au majoritatea românilor, acum a trebuit să vă ținem în brațe și să vă apreciem? Da, sunteți de apreciat, dar până la o limită, că ceea ce faceți voi fac 90% din tineri. Nu este nimic. Și cum spune Radu că vine dintr-o familie numeroasă, că sunt de la țară, ferească Dumnezeu! Doar o capitală avem. Doar o capitală avem. Restul toți sunt de acolo. Dar sunt de apreciat nu ceea ce faceți voi și vă victimizați. Și tu și Radu, Sorin și cu Radu vor să devină cazuri sociale, că ei au muncit și că... Păi ați muncit? Că așa trebuie să muncim cu toții. Crezi că se naște cineva bogat cu bani în buzunar? Nu! A, că are noroc să fie ajutat de părinții, e cu totul altceva. Dar și părinții ăia când îți dau, tu trebuie să ai minte ca să poți să întreții ceea ce îți dau sau să înmulțești. Așa că, Sorin, un mare, mare dislike că mi-ai arătat cine e înțelept, a înțeles. Tu, de fapt, te-ai abținut foarte tare ca să dai bine la public, dar printre dinți l-ai amenințat pe Nicolas că după emisiune stați de vorbă. Asta înseamnă falsitate și că te dai ceea ce nu ești. Urât din partea ta, nici pe Nicolas nu-l iau în brațe, dar printre rânduri am văzut ce-ți poate capul și ție, Sorin. Așa că, dragii mei telespectatori, mare atenție și la Radu și la Sorin. Ei se victimizează cu ceva normal, ceva care cu toții am trecut. Am luat-o de jos, provenim din familii numeroase, din familii necăjite financiar, dar asta nu înseamnă că gata, toată lumea trebuie să-i aplaude pe ei, că ei sunt fenomen. Nu sunteți fenomen. Chiar nu sunteți fenomen. Așa că și Radu și Sorin, atâta timp cât vă victimizați cu viețile voastre, sunteți foarte falși. Repet, 90% din tineri au situațiile voastre. Ce mai vedem? Kinga. Kinga ce ne spune? Că ea de un an jumate este în personajul Kinga. Ca să vedeți, dragii mei, telespectatori, ce minte poate să aibă această copilă. Cum este posibil să spui că ai intrat un personaj? Nu, asta ești tu, Kinga. Asta ești tu, Kinga, ești o femeie rea, o femeie bombardieră care ți-ai impus să ai arfe de borfași, vrei să fii doamnă, dar nu te ajută nici fizicul și nici gândirea. Mă uitam la date, o locație foarte frumoasă, tare aș vrea să știu unde este acea locație, mi-a plăcut la nebunie, dar nu mi-au plăcut personajele. Kinga ne-a demonstrat că este o fată care nu se înțelege, care nu știe ce vrea. Acum îl pupa, acum îl respingea, acum se juca, acum țipa că îi pune fân în cap. Mă, fetiță, dă-ți cu reveneală și fă ceva. Măi, Nicolas, cât vreau să te înțeleg, nu pot.
Păi tu te contrazici singur, tu spui că ești un bărbat asumat și că ești un bărbat versat și poți să stai cu o ciudată de genul ăsta? Ferească Dumnezeu, ferească Dumnezeu, Nicolas. Deci crede-mă că mă uitam la ea cum se scălămbăia, cum se enerva cu privire cu tot. Nu are probleme de conduită această Kinga. Și numele și l-a pus, s-a proclamat într-o persoană rea, pentru că asta vrea să fie și este și reușește. Pentru că ea vrea să devină o femeie cu minte și educată, dar nu reușește pentru că e răutatea în ea. Chiar dacă pozează mi-mi-mi și pisicuță, nu iese. Pisicuța e pentru câteva secunde când își impune să fie pisicuță, dar de fapt este un om foarte, foarte rău, dușmănos, ranchinos, cât se dă ea că ea este empatică. Nu este empatică. După înfățișare și după privire ne dăm seama ce poate Kinga. Asta este părerea mea, dragii mei telespectatori, și părerea mea că ea, dacă este falsă, nu înțeleg ce caută în această emisiune. Pentru că ea nu va face cuplu și cine va sta cu această femeie, să-l ferească Sfântul. Să-l ferească Sfântul că rămâne alb în cap la 40 de ani. Deci e mai periculoasă ca Bianca. Kinga, după părerea mea, ce am văzut eu la date, m-a speriat ce reacții poate să aibă această degețica. Ferească Dumnezeu! Dragii mei telespectatori, chiar vă rog frumos să vă dați cu părerea și să-mi spuneți dacă ați văzut ceva sănătos în reacțiile Kingăi și mai ales că ea recunoaște că joacă un personaj de un an jumate. Nu, fetița, așa ești de când te-ai născut. Tu ai impresia că tu vrei să fii rea și că e un scut. Nu. Tu ești falsă când ești cu minte. Ascultă la mine ce-ți spun. Și veți vedea, dragii mei telespectatori, că am dreptate. Veți vedea pe parcurs că am dreptate. Ce-am mai văzut la Sorin, că a spus, i-a spus lui Nicolas, poate o să te ia și pe tine o femeie în brațe. Păi, măi Sorin, să ne aducem aminte că până să vină Nicoleta chitită pe tine, nu prea te-a luat Natalia în brațe și nu erau așa atrase. Că vroiau toate de fizic, dar în momentul când ți-au văzut gândirea, crede-mă că au fugit de tine. Așa că, Sorin, nu mai poza. Fiți mai reali. Fiți reali că se vede falsitatea voastră. Se vede foarte, foarte urât la televizor când sunteți falși. Ce-a mai văzut Radu și Xenia? Îi spune Xenia să facă pași mici, mici, mici. În anul 2100 se vor împrieteni și în 2200 poate, poate fac un cuplu. Ferească Dumnezeu! Xenia s-a pus la adăpost că nu vrea să fie atinsă de Radu pentru că ea s-a legat de Radu doar pentru emisiune. Să rămână în emisiune, dar n-are nicio treabă cu Radu. Asta este părerea mea. Chiar vă rog frumos să vă dați și dumneavoastră cu părerea referitor la această Xenia. Și Radu e și el conștient că Xenia se folosește de el, dar și el se folosește de ea și dacă veți fi atenți la Radu, că m-ați apostrofat câțiva, că am ceva cu Radu. Radu, mâna lui e tot timpul pe picioarele fetelor, pe fundul fetelor. Măi bădăranule, țineți mâinile acasă. Țineți mâinile acasă. Și ți-a spus bine, Xenia, că tot nu te place, mai subțire cu ea, că te-a mirosit că ești cam bădăran, măi Răducu. Copil de mingi. Ce-a mai văzut Nicoleta foarte afectată că Nicolas s-a luat de Sorin. Pe o parte o înțeleg, cred că toate am fi făcut la fel, să ne apărăm jumătatea. Dar Nicoleta, încearcă să vezi și de ce se ajunge ca Sorin să fie jignit și apostrofat, caută cauza
și atunci vei afla mai multe. Dar tu știi 100% cauza și atunci vrei să pozezi în iubita perfectă care ia apărarea iubitului. Asta este părerea mea. Ți-ai dat seama între timp, ca să vedeți, dragii mei telespectatori, că nu a făcut bine, că a vorbit pe un ton și că s-a luat de Nicola și nu dă bine la telespectatori, că își arată fața, că este mai mahalagioică și a zis că o să se mai civilizeze sau emancipeze, ceva de genul, să nu mai dea replică bărbaților. E urât. E urât. Ce-am mai văzut? Că toate au sărit pe Kinga să se ia de Nicolas, de ce s-a luat de Sorin. Dar e pe discuție bărbătească. Ar fi trebuit să stați în banca voastră. Sunt clinciurile lor de bărbați, părerea mea. Larisa, iar mi s-a părut că este părtinitoare și că este deranjată că îi se atrage atenția lui Sorin în condițiile în care Sorin s-a legat de Ionuț. Deci cum facem, dragilor? Larisa îl iubește pe Ionuț. Păi dacă îl iubea, oare nu făcea ce a făcut Nicoleta? Stați și puneți-vă întrebarea. Cum adică tu să susții pe Sorin, care Sorin l-a taxat pe Ionuț și l-a taxat urât? Ionuț, mare atenție că Larisa nu e ceea ce pare. Ea se dă îndrăgostită de tine, dar de fapt în capul ei zace foarte multe. Vei constata pe parcurs că am dreptate. Cam tot ce am spus s-a adeverit mai devreme sau mai târziu. Bianca. Ce vedem că Bianca era supărată oarecum, dar râdea cu Andrei în camera roșie și îl cheamă după pe Adrian și spune exact ce v-am spus de mult, că Bianca se folosește de Adrian, nu are nicio treabă și îi spune că nu a avut sentimente față de el. Andrei, mai versat și mai găină, vulpe bătrână, i-a spus în față lui Adrian, nu te-a iubit niciodată. A fost doar de complezență, a fost doar pentru emisiune. Mă uitam la Bianca câtă răutate și ce față diabolică avea când stătea singură acolo și medita, vezi, Doamne, era supărată și mai râdea de Alexandra. Tu aveai o privire diabolică știind că vei lua hate, dar nu te interesa, ai scăpat, te-ai descătușat de încorsetarea asta cu Adrian și gândeai foarte multe și privirea te-a trădat, Bianca, că ești foarte, foarte falsă. Eu te-am citit de la bun început, te-am taxat pe aceste lucruri. În primul rând, o iubită niciodată, dar niciodată nu este geloasă pe partenerul ei că este mai deștept sau mai înțelept. De acolo, eu am spus, Bianca nu are nimic de Adrian, l-am avertizat pe Adrian de foarte mult timp să fugă de tine că ești o femeie rea și reată și parșivă. Acum mi-ai demonstrat că am avut dreptate și că te-am citit și te-am ghicit de prima dată, măi Bianca, că tu doar te-ai folosit de Adrian. Dragii mei telespectatori, vă dau cuvântul meu de onoare că m-a îndurerat Adrian când am văzut fața lui și în momentul când a aflat, nu-i venea să creadă, era bulversat și tot se condamna că el de ce n-a observat. Păi cam asta se întâmplă, măi Adrian, când ești prea credul, când ești bun, când ești corect, ai parte de astfel de persoane care își bat joc de sentimente, își bat joc de oameni și se folosesc de acei oameni. Cam asta ai fost tu, Adrian. Ai fost calul de bătaie al Biancăi.
Să-ți fie rușine, Bianca, mă uitam la tine când vorbeai și cu doamna Mantea, te scremeai să plângi, vezi, Doamne, că-ți pare rău de Adrian. Ce să-ți pară mai rău? Că l-ai terfelit și că era cățelușul tău și că nu erai mulțumită de nimic din tot ce-ți făcea? Femeie rea și fără suflet. Bianca, asta ești, o femeie rea și fără suflet. Nu știu care bărbat va rezista să stea cu tine pentru că tu ești o egoistă, te iubești doar pe tine. Toate vrei să fie numai și numai ca tine. Adrian, sper să-ți revii foarte repede, sper să-ți dai seama că ea ieri a fost foarte reală în camera roșie cu tine și ți-a spus și sper să nu te mai întorci la această individă că poate să bage pastila dacă vede că niciun bărbat nu se apropie de ea în casă, să zică că acum și-a dat seama că de fapt ea pe tine te iubește, că e atât de șirată și atât de parșivă că te învârte pe degete. Mare, mare atenție, Adrian, la această persoană. Nu este admisibil, nu este admisibil ca o persoană, o iubită, să râdă de iubitul. Nu există așa ceva, decât dacă nu există sentimente. Și asta s-a întâmplat la Bianca. Bianca era geloasă pe Adrian că este mai văzut și mai apreciat decât ea. Și asta înseamnă lipsă, iubire și respect. Egoism. Cam asta s-a întâmplat, dragii mei, în emisiune. Abia aștept să vedem ce se mai întâmplă astăzi în emisiune, să vedem ce se întâmplă între Larisa și Ionuț. Ionuț, cască ochii cât poți de tare și vezi că Larisa nu e ceea ce crezi tu. E nu știu a câta oară când ea susține ceea ce tu ai avut probleme cu acea persoană. Vezi să nu cazi în groapa lui Adrian. Mare, mare atenție. Vom mai vorbi, în primul rând, faptul că nu ți-a recunoscut de la bun început ceea ce face ea și ți-a recunoscut așa, cu jumătăți de măsură, ar trebui să fie un mare semn de întrebare pentru tine. Așa că, dragii mei, vă doresc o zi minunată. Ne vedem mâine la următorul vlog să vedem ce se mai întâmplă între Biencuța, mincinoasa, falsa și Adrian, Kinga, Nicola. Sunt foarte multe subiecte. Felicitări, doamna Mantea, ați reușit să ne țintuiți în fața televizorului și încet, încet devine iar pandemie această emisiune. Vă pup cu drag, a voastră, Pandele Laura.